Spuneam, Petrolul a reușit să facă așa, trecem brusc de la tenis la fotbal și spuneam eu că din ediția 81-82 nu s-a mai întâmplat ca patru echipe din Liga Secundă să fie calificate în sferturi, într-o fază atât de adâncă a Cupei României. Da, asta e un lucru bun. Cred că am fost mai motivați și mai dornici să începem și noi competiția cu această cupă a României decât unele echipe din Liga 1, Cu toate că care Iașiul a trimis pe teren ce avea mai bun evident în cazul nostru. au suferit din punct de vedere fizic, poate și datorită ritmului infernal în care au jucat până la momentul cupei. Dar una peste alta, asta nu înseamnă că nu a meritat, și mă refer aici la toate echipele care au reușit calificarea din Liga a doua, nu au meritat calificarea. Dar părea că Spunea ea nu. din aur de istorie, nu este nicio istorie încă realizată. Istoria va fi dacă vom reuși să jucăm finala și să o câștigăm. Atunci, da, într-adevăr, putem spune că am făcut istorie pentru Petrolul deocamdată. Este doar o calificare în sferturi de finală, Istoria într-adevăr. O statisticii, performanță da. interesantă care trebuie să ne dea încredere și să ne motiveze și mai mult vis-a-vis de ceea ce va urma. Pentru că pentru noi cel mai important lucru este promovarea. Și din acest punct de vedere ne așteaptă un sezon foarte, foarte complicat. Deja suntem cu gândul la primul joc din campionat împotriva celor de la Metalo Globus. Mai avem 5 jocuri din sezonul regulat și trebuie să facem neapărat tot posibilul să obținem punctele necesare care să ne dea șansa să jucăm în play-off. Rămânând un pic la cupă, Ionel, și apropo de echipele de Liga a doua, se spunea că faptul că n-au un ritm de joc, faptul că sunt în plină competiție echipele de Liga 1 și valoarea, până la urmă, loturilor și, nu știu, ritmul de competiție ar fi trebuit să-i favorizeze pe cei din Liga 1. Dar iată că și ieri am asistat la o astfel de surpriză, pentru că Viitorul a eliminat Gaz Metan. Era cât pe ce și Asupoli să facă figura. Practic, pe final au fost întorși de în a doua repriză, au fost Tocmai întorși de de Astra. aceea spun că echipele din Liga a doua au făcut această calificare, sunt meritorii meciurile pe care ei le-au făcut, având în vedere faptul că nu sunt în plină competiție, n-au, așa cum spuneai și tu, rind de joc, au făcut o pregătire bună, e adevărat, cu foarte multe meciuri amicale, dar meciul amical nu se compară cu un meci oficial. Și tocmai de aceasta spun că s-au prezentat extraordinar de bine în faza aceasta competiției și într-un prim meci oficial pentru fiecare dintre ele. Dar, așa cum spunea și Vio, pentru Petrolul, e clar, obiectivul principal în acest moment este de a intra în play-off și acolo să-și dorească să fie în primele două locuri pentru a reuși promovarea mult visată de către toată lumea, de către toată suflarea, eu știu, fotbalului prahovean. Pentru că e o echipă, la fel ca și Rapidul, care se chinuie de câțiva ani buni să reușească să ajungă din nou în prima divizie, acolo, spun eu, unde locul lor este bine meritat. Da, bine. Cu toții spunem că Fotbalul românesc ediția de Liga are nevoie 1 de asemenea echipe în prima divizie. cu Da, Rapid, cu apropo Petrolul, de cu asta, mă Cluj. uitam și la aceste jocuri din cupă. Niște afișuri chiar frumoase și interesante. Petrolul Poliaș, Ucluj, UTA, Da. ASUR Timișoara, asta, deci niște afișe până la unele Și sunt sigur că echipe de dacă ar fi fost tradiție din cu dacă ar fi fotbalul fost cu românesc. spectatori, sunt sigur Da. că Și stadionul din Ploiești, de exemplu, ar fi acum se plin. pot întâlni, eu știu, Dinamo Petrolul, ceva Da, de totul e genul, nu? Sau posibil, Universitatea într-adevăr. Cluj, Petrolul, adică meciuri între echipe cu tradiție Bine, bogată Oltenii își în fac calcule acum fotbalul că gata, românesc. s-a rezolvat ecuația. Îi auzeam chiar declarații la final de meci. Mi se pare că Andy Papp, portarul celor de la Botoșani, spunea, e clar, echipa care se califica de aici câștiga și cupa. Mai sunt Păi, asta zic și echipe foarte puternice în competiție, chiar și cele de Liga a doua. Nu poți să știi Asta e niciodată. farmecul oltenilor, Ionel, Da. știi? De fiecare dată ei sunt cei mai buni, dar nu câștigă de fiecare dată. Mai este și Ei Dinamo acolo. zăpăcesc pe toți de fiecare dată, dar uite că nu-i chiar E așa. Oltean Danciu. Da, Da. știi, tocmai E despre aia spus. Oltean Danciu.